Bine ați venit la un nou unboxing. De această dată este vorba despre o tabletă și anume Allview AX4 Nano și este prima tabletă lansată de Allview în 2014. Așadar, tableta am primit-o în test de la Allview și costă 409 lei. O puteți găsi la ei pe site sau pe site-urile partenere. Tableta vine cu un display de 7 inci, la o rezoluție de 800x480 de pixeli. Vorbim de un dual core de 1,3 GHz, Cortex A7 și un lucru special la această tabletă este faptul că vine cu 3G și funcția de apeluri. Așadar puteți să sunați sau să fiți sunați dacă aveți această tabletă. Tableta mai vine cu 512 MB de RAM. Haideți să trecem și la despachetarea ei. Ce nu v-am spus este că tableta vine cu Android 4.2 Jelly Bean. Să vedem ce avem în cutie. Certificatul de garanție. Punem deoparte. Avem o licență pentru antivirus. Acesta este certificatul de garanție pentru România. Okay. Și aceasta este tableta. După cum am spus, tableta măsoară 7 inci. Aceasta este diagonala ei. Haideți să o scoatem din această folie. Așa arată tableta. Se simte foarte bine la atingere. Ok, hai să punem deoparte, să vedem ce mai avem în cutie. Avem încărcătorul. Cablul USB. O pereche de căști, care par, da, într-adevăr, sunt foarte interesante și arată foarte, foarte bine. Sunt surprins plăcut de aceste căști. Și dar avem o pereche de căști care arată bine, să vedem și cum se vor auzi. Okay. Și mai vine cu un manual. Asta a fost în cutie. Haideți să o punem deoparte și să trecem la tabletă. O vom aprinde. Tableta a vibrat. Înlătură această folie. Tableta vine și cu două camere foto. Este încă un lucru bun, pentru că multe tablete la banii aceștia nu vin și cu cameră pe spate. Pe lângă asta are și flash. Haideți să dau puțin zoom să vadă mai bine. Ok. Să selectăm și limba. Trecem puțin prin setările de început. Hai să le omitem. Trecem repede. Și așadar am intrat în interfața tabletei. La prima impresie, tableta este rapidă. Vom vedea cum se va mișca pe parcurs când vom avea instalate și aplicații. Pe lângă asta, tableta vine și cu 4 GB de memorie internă. Pe partea de GPU găsim un Mali 400MP. V-am spus deja că vine cu 512 MB de RAM, este vorba de DDRAM3. Tableta evident vine cu Wi-Fi, Bluetooth, este versiunea 4.0. Ce nu v-am spus este bateria. Avem o unitate de 2500 mAh și sunt foarte curios cum se va descurca la o utilizare normală. Așadar, așa arată tableta. Haideți să mai intrăm puțin
Să vedem cum se mișcă. Trebuie puțin din setări. 4.2.2 este versiunea de Android. După cum vedeți, tableta nu este foarte mult customizată. Așadar, probabil că se va mișca bine. Cum ați observat, nu are luminozitate automată. Hai să vedem cum se descurcă și pe internet. Sunt destul de curios. Ok. Hai să intrăm pe... pe GSM Arena, de exemplu. Intrăm pe versiunea desktop. La prima vedere, după cum am spus, pare o tabletă foarte bine construită, arată foarte bine, se simte excelent în mână, este ușoară, subțire și vine cam cu tot ce trebuie, mai ales pentru prețul acesta. Și ce văd eu plusul acestei tabletă este faptul că putem să apelăm. Are funcția de 3G, funcția de apeluri. Încarcă bine pagina, se mișcă excelent. Până acum sunt foarte bine plăcut surprins de această tabletă. Hai să intrăm și pe o știre, de exemplu. Cum observați, face excelent pinch and zoom. Okay. Intrăm pe AllView. Trecem setul în limba română. Chiar se mișcă excelent pe internet, nu am ce să reproșez, bine, este așa la prima vedere, însă pare că se mișcă foarte bine. După cum am spus, 409 lei costă această tabletă, care la prima vedere pare de o calitate bună și are câteva funcții, în premieră, dacă pot să spun așa, mai ales dacă vorbim de prețul acesta. Ok, cam aceasta a fost unboxing-ul, însă aș vrea totuși să mai intru și în camera foto. Ok, haide să fac poza. Da, oricum, este destul de întuneric aici. Dar blitzul și-a făcut cât de cât treaba și se poate observa încărcătorul. Ok, o să mai testez și la acest capitol în zilele următoare și apoi voi face un review mai amănunțit și un review diferit de ce am făcut până acum, și acesta este și ultimul unboxing de acest tip. Voi schimba totul, așadar dacă vreți să vedeți în continuare ce voi posta și ce voi face nou, vă invit să dați un subscribe la canalul meu,
să intrați și pe noul site pe care l-am făcut, este vorba de gadgeton.ro și acolo voi posta cele mai noi știri, cele mai noi lansări de telefoane și tablete și alte gadgeturi. Și dar eu vă mulțumesc pentru că ați vizionat acest unboxing. După cum am spus, este ultimul unboxing pe care îl fac în acest mod. Va fi o surpriză pentru următorul unboxing, cum voi continua. Și deja la recenzii, următoarea recenzie va fi în modul nou, pot să spun update. Ok, cam asta a fost. Eu vă mulțumesc mult pentru că ați vizionat și acest unboxing și vă aștept în continuare să vizionați următoarele unboxing-uri și recenzii pe care le voi posta. Vă mulțumesc mult și o zi sau o seară faină să aveți. La revedere!